Frate și surori, mă bucur încă o dată de că am venit în Soloneț, la Biserica Domnului și bucuria mea este împreună cu fraților care am venit cu acest grup și mă bucur și de fratele cu Portonul, Domnul să binecuvânteze, fratele Daniel, și dorim așa de mult ca părtășia noastră să fie o părtășie în Domnul Iisus Hristos. Amin. Și mai mult decât atât să fie o zi specială de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și să-i mulțumim pentru pâinea aceea de fiecare zi, să-i mulțumim pentru viață, pentru sănătate, să-i mulțumim pentru cuvântul lui Dumnezeu care este pâinea pentru sufletul nostru, să-i mulțumim pentru că putem umbla în mijlocul acestei lumi și putem să trăim și să conviețuim cu concetățenii noștri. Dorim din toată inima să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin. Așa ne spune și cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apostolului Pavel, scrisă către Efeseni, în capitolul 5, cu versetul 20. Și vă rog să ascultați. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, amin, Tatăl, pentru toate lucrurile. Amin. Pentru toate lucrurile. Și nu fie cum, ci în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Când se spune în pentru toate lucrurile, să nu uităm că sunt incluse și bucuriile, sunt incluse și încercările, sunt incluse și bolile noastre, pentru ca să ne desăvârșească în mijlocul acestei lumi, pentru ca să fim cu totul destoinici deci pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze și astfel împreună să putem să trăim o viață pașnică și liniștită, aducând mulțumiri lui Dumnezeu din toată inima noastră. Amin? Amin. Amin. Domnul să vă uite aici, așa, eu am venit pentru mai multe zile. Cântarea pe care vrem să o cântăm împreună cu grupul se află scris la numărul 18 pentru frații care au venit și spune așa că Iisus e scump a noastră mântuire, sub crucea ta ca jertfă ți-am adus, o inimă ce arde în iubire și un dor ce zboară tot mereu mai sus. Și vrem așa de mult ca să trăim o viață după voia lui Dumnezeu în mijlocul acestei lumi. Amin? Amin. Thank you.